Păi, după cum știți, și acele elemente, dacă nu au îndeplinit vârsta necesară casării, ele sunt în evidența postului de poliție, dar din punctul meu de vedere, cel puțin, sunt improprii deplasării și intervenții la eveniment, pentru că vorbim în special de mediul rural, de intervenție, și ne dorim o intervenție rapidă la evenimente, cel puțin la evenimente sesizate pe 112. Și atunci, dacă am putut beneficia de autoturism, nu este deloc de neglijat efortul făcut de direcția logistică. Am dat seama, doar la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț sunt 78 de autoturisme doar la nivelul posturilor de poliție, pentru că fiecare post de poliție are autoturism, plus cele 12 secții de poliție rurală care au autoturism sau autoturisme în schema de înzestrare, în tabela de înzestrare. Acolo unde aceste biciclete nu au norma de ani, cel puțin realizată, și sunt în evidență, la nevoie pot fi folosite pentru deplasări mici. Nu interzice nimeni, niciunui polițist să o folosească. Dar, din câte știu, marea majoritate au trecut prin acel proces de casare.